salut, eu sunt Tom. Astăzi o să facem un beat de hip-hop și o să puteți descărca toate sample-urile pe care le folosesc for free, inclusiv proiectul, și să-l folosiți unde vreți voi. Care să fie BPM-ul? 90, why not? BPM 90, de bătaie. Azi lucrăm în Cubase, facem un proiect nou. Vă dați seama, am o partiție aproape plină care se numește Goal. Vreau un fel de vintage start, să zicem, pentru toată treaba. Sample celălalt. Am importat tobele. Bun, de obicei ce fac eu, mai ales dacă sunteți în Cubase, trebuie să-i spunem domnului Cubase că tempoul nostru inițial pentru acest audio waveform este de 90. Acum este bine setat pentru că ce-am descărcat, că cineva se întreabă oare de unde sample-urile, o parte de pe Splice, de pe contul meu. Îi spunem să lucreze musical mode dacă cumva vrem să schimbăm anumite chestii, să facem un stretch sau ceva. Și teoretic, unde este acest tempo, după cum se vede, ar trebui să fie tempoul original al fișierului. Hai să vedem unde este start point-ul pentru acest waveform. Este foarte important să verificați tot timpul, mai ales când lucrați cu sample-uri. Teoretic, asta ar trebui să fie la începutul beat-ului. Eu o să-l pun, uite, aici. Și acum ce o să facem? O să vedeți că dacă îl mut pe grid, asta să fie selectat pe grid, events și cursor, mergem pe 1, pe 4. Dacă eu îl mut pe grid, se mută automat, dar o să vedeți că în față, partea asta o să pice. Teoretic poți să-l tai fără nicio problemă. Bun, avem beat-ul nostru de intro. Oh yes, hai să vedem unde este corul nostru. Ce rapid ești! Mă sună cineva. Antreprenor Prosper, dacă știți cineva. Cine este acel antreprenor Prosper? Lăsați un coment, mă buzie de vreo 3 zile deja. Încă o dată. That's nice. Bun, acum, de exemplu, aici, pe partea de quantize, vreau să folosesc, de exemplu, 1/16, așa. Bun, ce-am făcut? Am deschis un fast string, l-am denumit eu fast string pentru că are un atac foarte fast, mai fast decât usual. Și am niște idei pe partea de strofă. Hai să vedem, o să fac... Ce o să fac acum? O să selectez, dacă nu știe cineva, aici de sus se poate selecta zona. Vă duceți jos la transport, activați cycle loop și o să meargă în loop. Ah, nu chiar așa. Bun, hai să căutăm un feel. Un analog pad. Vreau să înregistrez de pe Juno X. De fapt, hai să înregistrăm direct. Facem simplu. Hai să și înregistrăm.
ce folosesc eu pentru sound design, când vine pe partea de sound design, unde puteți să faceți chestii foarte mișto, zic eu, este acest Soundly, îl folosesc de, cred că, vreun an și face treaba foarte bine și dacă căutați, de exemplu, eu am căutat hip-hop acum și îmi dă tot felul de chestii din diferite librării. This is nice. Încă ceva foarte mișto în Cubase. Este acest Media Bay. Nu știu câți oameni îl folosesc, dar e super mișto. Pentru că aici îți găsești toate sample-urile, absolut tot. Ce ai tu, de exemplu, sau ce, cu ce vine Cubase-ul, de exemplu. Eu o să caut, de exemplu, acum ceva voci. Hai să vedem. De exemplu, acest lead vox. It's non-stop, y'all. Ok. Mai de mult. Ca să folosesc acest sample trebuia să deschid un alt instrument sau, de exemplu, contactul sau nu știu ce, să-l import, să creez un new track și așa mai departe, o dramă totală. Acum este mult mai simplu. De ce? Să zicem că îmi place acest sample. Clic dreapta, create sampler track. Boom! Cubase îmi creează un sample track. Pot să selectez start point-ul și deja poți să-l cânt pe claviatură. To the beat, y'all! To the beat, y'all! To the beat, y'all! Isn't that cool? Hai să tragem din chestia asta un pic. Nice! Bun, hai să vă arăt ce am pus la început. Am mai pus linia asta de bas. O să dăm un play de la început și să ascultăm ce este. Nu este absolut deloc mixat. O să las proiectul așa. Cine vrea să-l folosească, good luck! Să schimba structura cum vreți și cum vă taie capul. Asta a fost un proiect așa fun pe care am intenționat din start să-l folosiți voi. M-am jucat 40-50 de minute. Asta a ieșit. Next time o să iasă altceva. O să las un link de download pentru proiect, o să fie un link de Google Drive. O să rămână acolo cel puțin o săptămână bună, două săptămâni maxim, după care dacă am nevoie de spațiu va trebui să-l șterg. Deci dacă vrei proiectul, descarcă-l acum. Am exportat totul din proiect consolidat, 44 de kHz, 24 de bits. Ce este important de știut că și
track-urile de FX. Dacă vreți să le folosiți, o să fie acolo exportate. Plus că o să fie un stereo out în general, ca să auziți, dacă vreți, un starting point, cum se aude deja ce am făcut eu aici. Dacă vreți să modificați altceva sau să faceți ceva, feel free. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un subscribe și un like. Mersi, să ai o zi cât mai faină. Ciao!